Neca, urmează un nou turneu final de Cupa României pentru tine. Cu ce gânduri aștepți turneul ăsta? Întotdeauna merg să câștig și sper să reușim acest lucru. Ce are special Cupa României? E o competiție specială. Orice meci este special pentru mine și îmi doresc să câștig orice meci, indiferent de miza pe care îl are meciul. E mai greu de pregătit un meci care este eliminatoriu decât unul de campionat? Nu, pentru mine nu se face diferența. Semifinala ai cu Târgoviște, preferai alt adversar, Dinamo sau Rapid? Nu, mi se pare că în acest sezon toate echipele au valoare apropiată și indiferent ce adversar am avea, va fi un meci la fel de dificil. Ai prietene și la Târgoviște, e greu să joci împotriva unor prietene? Nu, în momentul în care sunt pe teren, prietenele mele sunt doar colegile mele. Ai mai avut o ridicătoare așa tânără ca Iarina? Nu, doar când aveam și eu vârsta ei. Ai cucerit multe trofee, la care ai plâns cel mai mult de bucurie? Primul trofeu cu Metal Galați, primul titlu de campioană din 2007. Ai avut cele mai mari emoții atunci, în sezonul ăla, când ai debutat? Nu cred că aveam la fel de mari emoții, sau nu mi-aduc aminte, s-a întâmplat de foarte mult timp, dar cred că orice final are ceva special. Ce părere ai de regula cu doi români în teren? Ajută voleiul românesc sau... Da, mie mi se pare că ajută, mi se pare că încurajează și următoarele generații. România are nevoie de mai multe jucătoare românce care să joace și astfel să ridice nivelul echipei naționale. Ultima întrebare, tu ai vreo superstiție la valoarea ta și asta? Există superstiție? Nu, mai mult rutina pe care mi-o creez înainte de meciuri.